Slujba de înmormântare a fost săvârșită de un sobor de 5 ierarhi. Au slujit înalt preasfințitul Laurențiu, mitropolitul Ardealului, înalt preasfințitul Irineu, mitropolitul Olteniei, înalt preasfințitul Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, preasfințitul Emilian, episcop vicar al arhiepiscopiei Râmnicului. Starețul Neonil a fost înmormântat potrivit rânduielii călugărești, înveșmântat în mantia sa, fără coșug, lângă biserica din cimitirul mănăstirii. La slujba au participat peste 1000 de credincioși, dornici să primească binecuvântarea părintelui și să-i dea sărutarea cea mai de pe urmă. Vrednic urmaș al stareților din vechime, părintele Neonil Ștefan s-a ostenit din răsputeri și a păstrat până astăzi neschimbată viața călugărească a atosului românesc de la Frăsinei. Om cu viață sfântă, părintele Neonil a lăsat în urma sa mai multe generații de ucenici cu viață duhovnicească aleasă, ierarhi, ieromonahi, călugări, preoți și nenumărați credincioși.